Bună dimineața tuturor, ne aflăm în studioul Radio 21 cu Antonia. Bună dimineața, Antonia. Bună dimineața. Avem 5 întrebări pentru tine, rubrica se numește Schimbător sau Constant. O să vedem, tu ai răspuns acum câțiva ani, vreo 3-4 ani, Gabi, nu? În 2012 și în 2013 sunt întrebările de atunci. Wow. Și noi o să spunem fix aceleași întrebări și o să vedem dacă ai răspuns același lucru. Prima întrebare, cu ce artist a fost cel mai plăcut sau interesant să împari scena? Ce-am făcut eu în 2012? Cu cine am colaborat? Nu, gândește-te așa, like ever, cu cine a fost cel mai mișto să împari scena? Ever? Cu Brânciu. Cred că cu Alex Velea. În 2012, Alex Velea. Și-am zis? Băi, nu am zis așa. Care este ziua ta preferată din săptămână? This is funny. Dacă poți să tragi cu ochii, uite. Nu văd, oricum, nu m-am uitat. Duminică. Cred că duminică. Corect, constant. Antonia, cu ce altă artistă ți-ai dori să semeni? Să semăn? Cu nimeni. Place mult Sierra. Atunci spune altceva. Deci ai fost schimbătoare, era vorba de Sierra. Stilul ei, dar nu vreau să semăn cu ea, da, okay. Ești foarte schimbător, okay, da. Nu e adevărat. E de bine. Mi s-au întâmplat foarte multe de atunci. Corect. Corect. Cu cine ți-ai dori, cu ce artist străin ți-ai dori să colaborezi? Poți să dai chiar 3 nume. Avem o listă aici. Cu Sierra, Nicki Minaj și cu Lil Wayne. Așa, da. Și încă cineva. Alex Vera? Care este floarea ta preferată? Floarea mea preferată? Am o floare preferată. Hai, să știi că ne-ai dat bătăi de cap. A trebuit să căutăm pe Google să vedem cum arată floarea asta. Plumeria. Da, constant. Bine, nu? Bine. Să le dați like, share. Da. Subscribe pe YouTube, sunt cei mai tari. Asta e prima oară când i-am cunoscut și abia aștept să-i mai văd.